Vreau să vă invit să deschideți Sfânta Carte Biblia la 1 Împărați, capitolul 17. N-am știut exact ce să predic în dimineața asta, mai ales când sunt într-un context nou, aflat pentru prima dată, e relativ greu să poți să găsești o nișă de predicare, mai ales că nu vă cunosc exact dinamica bisericii, frământările bisericii, dar într-un fel e mai bine așa. Pentru că am libertatea de plină să pot predica orice și atunci îl pot lăsa pe Duhul lui Dumnezeu să vorbească. Să spun că uneori ori când cunoști un context, n-ai vrea să mergi acolo ca nu cumva să fii interpretat de vreun act de insolență. Dar atunci când nu cunoști nimic, ai libertate de plină și spui Duhul Sfânt vorbește tu. Și că indiferent cum va vorbi Duhul Sfânt în această dimineață, doresc să o facă pentru binele etern al sufletului nostru. Amin. Reiterez, unul împărați capitolul 17, intenționez să citez de la versetul 1 până la versetul 16, pagine în Biblie pentru cei ce au păstrat încă ediția preotului cu 379, respectiv 380. Iată ce spune cuvântul Domnului. Ilie Tijbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă părâul cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din părâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă părâul cherit care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Iată că Biblia recomandă doar două mese pe zi, dimineața și seara. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, Scoală-te, du-te la sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo, iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te grănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și i-a zis, du-te și adum te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adum te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Era așa sau nu era așa? Nu era așa că Domnul avea alt plan. Nu să moară și să trăiască. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai, pregătește -mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turtă și adumi o pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până când? Până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. De ce? Pentru că atunci se găsea în imposibilitate de a-și procura hrana de zi cu zi. Dar când a venit ploaia, Domnul nu mai trimite nici un delem, nici în înmulțire de făină. Îți dă o cazma, o sapă, un târnacop și spune, pune osul la treabă. Pentru că Dumnezeu nu încuriozează cercetoria ca profesie lucrativă. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Și iată deznodământul. Făina din oală n-a scăzut și un delemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați în locurile. N-am întrebat pe niciunul dintre slujitorii dumneavoastră care să fie scopul predicării din această zi, dacă să fie un scop evanghelistic, sau alt scop, pentru că de pildă de seară voi fi chemat la o seară de evangelizare și atunci știu clar care este scopul. Dar m-am gândit în această zi să am un cuvânt mai degrabă de zidire pentru Biserica lui Dumnezeu și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să-mi dăruiască cele mai potrivite cuvinte, iar dumneavoastră cea mai potrivită atitudine, de așa manieră încât nu doar să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu, ci și să-L împlinim în viața noastră de zi cu zi. Amin, așa să facă Domnul. Înainte de a anticipa propriu-zis titlul predicii mele din această zi, permiteți-mi să fac câteva sublinierii extrem de importante. Mai întâi, vreau să vă aduc aminte faptul că, din punct de vedere al formei de guvernământ, statul evreu a avut mai multe forme. Prima formă de guvernământ s-a numit sistemul teocratic. Era... Forma de guvernământ pe care Domnul o dorea pentru națiunea comunității evreiești. Ce însemna sistemul teocratic, Dumnezeu să conducă în mod literal poporul, sigur, prin diferiți reprezentanți. Și a fost o vreme așa. A urmat o perioadă destul de grea, când au apărut diferite crize spirituale, economice, militare, și Dumnezeu a ridicat o altă perioadă, perioada judecătorilor în care se întâmpla ca Dumnezeu să ridice diferiți proeminenți slujitori ai lui Dumnezeu, ca de pildă Gedeon, Deborah, Samson, Samuel și alții, care erau un fel de indicator care să le arate oamenilor drumul spre izbăvire. Și în fine a urmat a treia perioadă, a treia formă de guvernământ, perioada monarhiei, când propriu zis, primul rege care a condus națiunea lui Israel a fost a fost, zice stare, a fost Saul, care apropo a domnit câți ani? Înțeleg că nu v-ați băut cafeaua dimineața, nu că n ați ști dumneavoastră răspunsul, dar nu sunteți suficient de... 2 și, 40. 2 și 40. No fratele cunoaște foarte bine Biblia. În mod real, din punct de vedere istoric, Saul a domnit 40 de ani peste Israel. David, următorul, a domnit tot 40 de ani, iar Solomon tot 40 de ani, iată simetria. Și știți, după moartea lui Solomon, împărăția lui Israel s-a divizat în două, regatul de nord și de sud, cu 10 și 2 seminții, în sud, Iuda și Beniamin. E, dragii mei, vreau să vă spun că dacă din punct de vedere istoric Saul a domnit 40 de ani peste Israel, dacă vom citi cu atenție Biblia, vom observa că există o ocurență în care se specifică faptul că Saul a domnit doar 2 ani peste Israel. Și sigur că atunci când pentru prima dată am dat peste această sintagmă biblică, a născut întrebări în mintea mea, mai ales că știam faptul că în realitate... Saul a domnit 40 de ani zi Israel. Sigur că pe seama acelui verset sunt foarte multe controverse și foarte mulți teologi care au interpretat în diferite forme. Permiteți-mi să aduc și o hermeneutică strict subiectivă. În opinia mea, Saul nu a domnit decât 2 ani cu Dumnezeu. În restul anilor se numește timp pierdut. Așa că Dumnezeu nu va cuantifica și nu va valida decât anii în care ai domnit ascultând de el. Adică mai pe românește, dacă să zicem că, de pildă, un om la 35 de ani se întoarce la Dumnezeu, toți anii lui de până atunci sunt ani pierduți. Din momentul în care se întoarce la Dumnezeu, să zicem cu titlul de exemplu la vârsta de 35 de ani, din momentul acela Dumnezeu îi numără anii vieții lui și vorba salmistului David îmi numără pașii vieții mele de pe Ibeag, și vom primi o dreaptă răsplătire de la Domnul Dumnezeu. Slavă Domnului pentru asta! Așa că uitați-vă că, deși a domnit 40 de ani, doar 2 ani cu Dumnezeu. Și știți care este întrebarea asupra căreia nu vom reflecta foarte mult în ziua aceasta? Este doar un subiect care să suscite interesul și reflexia dumneavoastră. De ce dacă doar 2 ani a domnit cu Dumnezeu și a ascultat de Dumnezeu, Saul, Dumnezeu l-a mai răbdat încă 38 de ani? Pentru că eu mă așteptam în spiritul justițiar, să pot să observ în textul ăsta că imediat cum Saul o ia razna și n-ascultă de Dumnezeu și sfidează legea lui Dumnezeu considerând că e mai deștept decât Dumnezeu când însuși Domnul îi spune ascultă-mă Saul, du-te și omoară tot ce a luat și el zice nu, eu știu mai bine decât tine Doamne sigur nu în vorbă, în faptă ce trebuie să fac? Așa se face că păstrează pe împăratul la Agag cele mai bune oi și este, dacă vreți, drumul care deschide uh, poteca spre marele labirint și spre marea groapă spre care se îndreaptă regele Saul. N-ascultă de Dumnezeu, dă vina pe popor și de aici, apoi încurcă, chemarea lui, aduce jerfe că nu era rolul lui acesta, el avea funcție militară, trebuia să meargă la război, dar se ascunde prin peșteri și că nu faci lucrarea lui Dumnezeu, mereu vei face o altă lucrare care te Zonorează și pe tine, încurcă și pe alții, dar și împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Și uitați-vă că, da, cu toate acestea, măcar că 38 de ani a trăit într-un mod deplorabil, cu toate acestea, Dumnezeu nu-l retează, nu-l dă de pe tron, și mă întreb de ce. Oare Dumnezeu e de acord și poate coabita cu felul păcătos al omului de a fi nici pe departe? Faptul că Dumnezeu nu l-a trăznit pe Saul și nu l-a dat la o parte, nu însemna că Dumnezeu valida felul păcătos al lui Saul de a trăi. Dar însemna ce spune Roman capitolul 2. Exact acea formă de manifestare a prezenței lui Dumnezeu. Dragostea sau bunătatea la nivel universal. Harul general al lui Dumnezeu. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iar cei 38 de ani de neintervenție directă a lui Dumnezeu împotriva lui Saul și a poziției lui regale însemna o invitație subliminală a lui Dumnezeu pe care îi transmitea un mesaj. Sau le mai ai încă timp să te pocăiești. Dar n-a să beneficieze de aceasta. Așa că, uitați-vă, dragii mei, că au urmat reci după reci și în această zi suntem în, într-un context istoric în care domnea cine? Ahab. Povestea cu Ahab este una tristă, pentru că atunci când te căsătorești prost, să nu ai mari așteptări de la viață. S-a căsătorit cu Izabela, femeie care i-a direcționat inima spre tot felul de idoli, Baal și Astartei, și prin toate alegerile pe care le-a făcut, a început din ce în ce mai mult să se îndepărteze de Dumnezeu. Și uitați-vă că în momentul în care el a început să îndepărteze de Dumnezeu cu totul, spune Biblia că Dumnezeu a îngăduit o vreme de criză, de secetă, în sânul națiunii evreiești. De ce? Îngăduie Dumnezeu o vreme de secetă? Pentru că atunci când Dumnezeu nu-ți mai vorbește prin Biblie, pentru că nu o mai deschizi și nu o mai citești de multă vreme, atunci când Dumnezeu nu-ți mai vorbește prin pastor sau predicator, pentru că nu mai vii la biserică ca să auzi vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu mai aplică o altă metodă. Îți vorbește prin circunstanțele nefavorabile ale vieții. Așa se face că Dumnezeu îngăduie o vreme de secetă, sigur la cuvântul lui Ilie, care apropo a durat câți ani? Trei ani și șase luni. Trei ani jumătate. Și uitați-vă, dragii mei, că atunci când Dumnezeu îngăduie această vreme de secetă în Israel, Dumnezeu, de fapt, voia să transmită un mesaj lui Ahab și întregului popor. V-ați îndepărtat de voia mea, ați mers într-o direcție greșită, și eu, prin seceta aceasta, vă trag de mânecă și vă spun, mergeți într-o direcție greșită, într-un wrong way al vieții voastre, de aceea trebuie să vă schimbați direcția și trebuie să vă întoarceți la mine cu adevărat. Credeți că a înțeles să hap ceva? Nu. Ci din potrivă, toată vina pe care trebuia în mod real să-și o asume, a pus-o pe umerii cui? Lui Ilie. Tu ești acela care ne pe Israel, Pentru că atunci când apare criza, în loc ca omul să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu, nu și asumă vinovăția, nu se pocăiește, că e mult mai simplu decât să te pocăiești să dai vina pe altul. Și întotdeauna știți cine va fi țapul ispășitor? Sfântul nepricănitul, ăla care nu fură, care nu înșală, care spune duminica vină la biserică, nu te duce la mol, ăla întotdeauna va deranja și va constitui mărul discordiei pentru toate problemele care pot fi generate la un moment dat în viața cuiva. De aceea așa se face că și Ahab, în loc să-și asume vinovăția, dă vina pe Ilie și Ilie cu foarte multă îndrăzneală din partea lui Dumnezeu îi spune tu ești acela care ne pe Israel, până când a ales să-și de ambele picioare. Și sigur că nu înțelege nimic din mesajul lui Dumnezeu și merge mai departe în nebunia lui. Vestea bună este că în vremuri de apostazie, când Ahab trăia departe de Dumnezeu, când Izabela aducea jerfe stricate și trăia în tot felul de idolatrii, când poporul începuse să uite experiențele cu Dumnezeu, când părea că totul este uitat și biserica nu mai este de mult locul de căpătâi esențial, pentru aceia care altădată veneau la cortul întâlnirii și proclamau prezența lui Dumnezeu și spuneau, ia aici este Dumnezeu, vreau să vă spun că totuși, în vremuri de apostazie, Dumnezeu păstrează o rămășiță de urmași care să constituie reperul moral și spiritual pentru viața ta. Așa se face că, deși erau vreme de apostazie, de întuneric moral și spiritual, Dumnezeu ridică un om pe nume Ilie care nu se compromite cu păcatul și care alege să trăiască în frică de Dumnezeu, păstrând valorile lui Dumnezeu în sufletul lui. Pentru că aceasta este o altă dimensiune a Harului Dumnezeu. Când cei mai mulți se îndepărtează de Dumnezeu, Dumnezeu pe strada ta, în orașul ștei, va păstra o sămânță de urmași care nu se vor compromite cu păcatul, care vor veni la biserică, care se vor ruga și care vor face faptele credinței. Slăvi să fie Domnul pentru acest har. Și uitați-vă că Ilie dacă l-ai fi întrebat cine ești tu, el nu spunea S -s pastorul doctor Timotei Floare. el spune altceva. Viu este Domnul Dumnezeu al cărui slujitor sunt. Aceasta era identitatea lui spirituală. Viu este Domnul Dumnezeu al cărui slujitor sunt. Și uitați-vă, dragii mei, că el cu adevărat a fost un om al lui Dumnezeu. Credeți asta? Asta o spune Biblia. Și uitați-vă așa ca o analiză foarte, foarte telegrafică, în urma căruia deja voi intra în substanța predicii, Oma lui Dumnezeu înseamnă să asculți de Dumnezeu oriunde de Dumnezeu te trimit. Că te trimite la cherit, că te trimite uh, Dumnezeu uh, în Sarepta sau în orice alt loc geografic, va trebui să asculte Dumnezeu, pentru că în textul ăsta cuvântul de căpătii este cuvântul ascultare. Apoi o altă particularitate, oma lui Dumnezeu înseamnă să auzi vocea lui Dumnezeu care îți vorbește. Domnul i-a vorbit lui Ilie. Pentru că vreau să vă spun ceva, a fi oma lui Dumnezeu înseamnă nu doar să te rogi, și înseamnă să primești răspuns la rugăciunea ta. Și aș vrea să vă spun că nu e normal ca Dumnezeu să nu răspundă la rugăciunile noastre. Am început să, trăi, să trăim un creștinism extrem de diluat și un creștinism înfrânt. Și spunem, domnule, mă rog, dacă Dumnezeu vrea să asculte bine, dacă Dumnezeu nu vrea să răspundă, asta e viața. Și uitați-vă că ușor, ușor am început să adoptăm ideologia omului înfrânt, că până la urmă postul meu, rugăciunea mea, nu știu cât o schimba și cât o ajuta, dar vreau să vă spun că nu e normal ca Dumnezeu să nu răspundă la rugăciunile noastre. La câte dintre rugăciuni Dumnezeu nu va răspuns? Știți că nu e normal ca Dumnezeu să nu răspundă la rugăciune? Ar trebui să ne deranjeze fiecare rugăciune la care nu primim răspuns de la Dumnezeu. Pentru că în spate, de fapt, este o problemă. Dar poate că cineva va spune în această zi, pastore, dar te-a uitat. Nu știi că s-a rugat Sfântul Apostol Pavel de trei ori pentru țepușul lui și Dumnezeu nu i-a răspuns la rugăciunea lui dându-i vindecare? Vă rog să corectați răspunsul întrebării. Sfântul Apostol Pavel s-a rugat și Domnul i-a răspuns. Că nu i-a răspuns potrivit cu vrerea lui este altceva, dar de răspuns tot i-a răspuns Dumnezeu. Și știi ce i-a spus Dumnezeu? Harul meu ți este de ajuns. Așa că a fi oma lui Dumnezeu înseamnă ca Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciunea ta, nu așa cum dumneata ai voi întotdeauna, dar de răspuns tot trebuie să răspundă. Răspunsurile lui Dumnezeu sunt multiple, da, așteaptă, nu, apar n-am, multe răspunsuri pe care Dumnezeu le poate da, dar de răspuns tot trebuie să răspundă. Nu e așa dumneata ca părinte când pruncii dumneata erau mici și tot striga, tata, 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 sau mama, 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 bă, erai ocupat, lucrai la laptop, publicai un articol, scrieai ceva, pregăteai o mâncare, nu știu, zideai un zid, făceai ceva. Te irita faptul că el tot strigă să-ți arate cum a pus el jucăria invers. Tata, 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 văd la un moment dat, dar tot striga, îi spunea, da, puiul tata, ce vrei? Și îi răspundeai. Nu îi răspundeai întotdeauna cum voia el. El voia să-i răspund stând acolo cu el, jucându-te. Dar de răspuns tot îi răspundeai. Lasă că vine tata mai târziu. Sau lasă, fătul, treaba ta, că eu am altă treabă mai importantă. Dar a fi om al lui Dumnezeu înseamnă ca Tatăl tău Dumnezeu să-ți răspundă. Nu întotdeauna potrivit vrerii dumneata, dar de răspuns Dumnezeu trebuie să-ți răspundă. Așa se face că om al lui Dumnezeu înseamnă ca Dumnezeu să vorbească cu tine. Doamne, ajută -ne. Și, în sfârșit, mai vreau să vă fac o particularitate. Să subliniez o particularitate de esență, a fi om lui Dumnezeu nu înseamnă doar să asculți de Dumnezeu, nu înseamnă doar să primești răspuns din partea lui Dumnezeu, a fi om lui Dumnezeu înseamnă că ai autoritate în lumea spirituală prin cuvintele pe care le rostești. Și uitați-vă că în textul acesta biblic, spune Sfânta Scriptură, faptul că Ilie, e omul lui Dumnezeu. Văzând apostazia și vremurile de criză spirituală în care se afla națiunea lui Israel, se uită către popor și rostește o afirmați. Viu este Domnul Dumnezeului Israel al cărui slujitor sunt. Că în anii aceștia nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. Care cuvânt? Cuvântul Ilie sau cuvântul lui Dumnezeu? Vă rog să răspundeți doar dumneavoastră surorile. Șanse 30 de secunde să fiți predicatorese. Că oricum acasă o faceți nebănuit de mult. Ce ziceți? Cuvântul lui Ilie sau cuvântul lui Dumnezeu? Unii așa, unii într-un fel, vă rog să nu vă certați decât după ce voi pleca eu de la ștei. Acum, bărbați, stimați frați, dumneavoastră ce ziceți? Cuvântul lui Ilie sau cuvântul lui Dumnezeu? No, te rog frumos să afișezi primul verset. Se poate afișa, frații de la tehnică, dacă mă pot ajuta. Uitați-vă ce spune aici, că aveți un ecran destul de mare și se poate vedea. Viu este Domnul Dumnezeului Israel al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rău, nici ploaie decât după cuvântul meu. Și dacă vă mai duceți aminte pe vremea când mergeați la școală, cuvântul meu un adjectiv pronominal posesiv, care arată că era vorba de cuvântul lui Ilie, nu cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă era cuvântul lui Dumnezeu, era cu mâ mare scris. Numai că acolo e cu mâna mic. Știți ce înseamnă asta? Că slujitorii lui Dumnezeu, prin cuvintele pe care le rostesc, au autoritate în lumea spirituală. Așa se face că în momentul în care Ilie spune nu va fi ploaie și nici rău decât după cuvântul meu, nu scrie nicăieri în prealabil că el s-a dus să-l întrebe pe Dumnezeu, Doamne, ce pedeapsă să le dai poporului evreu că nu mai ascultă de tine? Vrei uh, secetă, vrei boală, vrei epidemie, vrei pandemie, vrei COVID, ce să le dai la oamenii ăștia? Nu, și pur și simplu el printr-un act de credință un cuvânt, sigur, fără a încerca nici măcar pe departe să spun că n-a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu când a spus asta. Și el spune, nu va fi nici ploaie, nici rouă decât după cuvântul meu. Deci, secetă. Și iată că Dumnezeu să uite și zice, ce ai zis tu, Ilie? Am zis să fie secetă. Nu așa va fi. Pentru că vreau să vă spun ceva în această zi diavolul în fiecare zi vine la mintea noastră și ne spune că noi nu avem nicio valoare și că rugăciunile noastre nu contează, dar vreau să nu ne mai subestimăm din punct de vedere spiritual. Pentru că atunci când ești omul lui Dumnezeu, prin cuvintele și rugăciunile noastre, noi putem să aducem lumea lui Dumnezeu sau din potrivă putem să îndepărtăm lumea lui Dumnezeu din viețile noastre. Dacă în fiecare zi spui copilului tău, tu ții umbră pământului degeaba, nu ești în stare de nimic, păi nu va realiza nimic în viață. Dar dacă îi spui, tu vei putea, Dumnezeu te va întări. Așa se va întâmpla, dragii mei. Așa se face că pentru prima dată în viața mea când am înțeles că un slujitor al lui Dumnezeu în lumea spirituală are autoritate, era momentul când eram un copil, vin din a treia generație de creștini pendicosali, bunicul a fost conducător de adunare, bunica proroc, tata pastor, mama proroc, oamenii al lui Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul ăsta pe care mi l-a dat. E și vreau să vă spun că într-o zi, fiind copil, la noi acasă a venit un om din secta satanică cu microcipul implantat în mână și a mers la o altă biserică din zona noastră, nu dau foarte multe detalii, și respectivul conducător a zis, bă, singurul care se roagă pentru îndrăciți în județul nostru e fratele și i-a dat numele, era vorba de tatăl meu. Pentru că celorlalți probabil că le plăceau legitimațiile, scaunele, pozițiile ecleziale, dar atunci când ești om al lui Dumnezeu, nu ți frică de puterea celui rău, nu în baza unui act de bravură sau de ostentație pe care îl faci, ci în baza faptului că știi că cel ce te-a chemat la lucrare este Domnul și ceea ce a pus Dumnezeu în tine este mai mare decât ce este în lume. Glorificat să fie Domnul! Și a venit la noi acasă, mama nu l-a primit în casă pentru că tatăl meu era plecat la o conferință la București și a zis, n-ai decât să-l aștepți, dar va veni după ora 4, destul de târziu. Și a venit după ora 4, omul a așteptat în fața curții până când a venit tatăl meu acasă. Când a ajuns tatăl meu acasă, l-a băgat în casă, l-a așezat la masă, a stat de vorbă puțin cu el și apoi s-a rugat pentru el. Și în momentul în care a zis, Dumne curată, îți poruncesc în numele lui Isus Hristos să ieși afară din omul acesta și să nu mai intre niciodată în el, în momentul acela a fost eliberat pe loc și am putut să văd pentru prima dată în viața mea că un om al lui Dumnezeu în lumea spirituală are autoritate. O dură demonice tremură în fața rugăciunii unui om al lui Dumnezeu. El poate lega puterea întunericului și cortele de demon să plece în adânc când un om al lui Dumnezeu se roagă. Când dumneata ca simplă femeie, mă asculți în dimineața aceasta, te rogi pentru pruncii tăi care îți legați de vicii, de patim, de puterea celui rău și spui, Doamne, luminează-i mintea, să știi că în puterea rugăciunii dumneata este o mare autoritate. Diavolul vine de fiecare dată să spună la nivelul minții, nu contează rugăciunea ta, nu contează postul tău. Ascultă-mă, el n-a murit într-un accident de mașină Cel mai probabil pentru că Dumneata încă te rogi pentru el Și atâta vreme când mai este un om care se roagă pentru el Dumnezeu îi mai dă măsuri de har Dumnezeu încă mai revarsă ploi de milă peste viața lui. De aceea te rog în această zi să crezi că la rugăciunea ta armatele de îngeri se pot mobiliza și Dumnezeu poate să spună iată-mă la rugăciunea ta. De aceea în această zi vreau din toată inima să înțelegem că în noi a pus Dumnezeu o putere care e mai mare decât puterea celui rău. De multe ori diavolul ne duce într-un punct în care ne considerăm înfrânți și ajungem să ne vedem un fel de bucăți de plastilină cu care diavolul face ce vrea și ne modernizea elează cum vrea. Ei, ascultați-mă! În dimineața aceasta, lumina lui Hristos care s-a așezat peste tine, cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător, Duhul lui Dumnezeu care este pus în inima ta, îți dă puterea să mergi înainte. Și atunci când tu te rogi, văzduul este întreg străbătut și rugăciunea ta ajunge până la tronul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu aduce răspunsul de care ai nevoie. Glorifica să fie Domnul în veci. Așa că Biblia spune foarte, foarte, foarte pilduitor. Ilie era un om supus a celor slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat să nu plouă și n-a plouat. S-a rugat după trei ani și jumătate să plouă și Dumnezeu a zis, te ascult, Ilie. Vestea bună este că omul lui Dumnezeu în lumea spirituală are autoritate. Glorifica să fie Domnul. Și acum permiteți-mi, dragii mei, să răspundem la o întrebare potrivit cu textul pe care l-am citit. Versetul 7 este versetul care a dat titlul mesajului meu din dimineața aceasta. De ce îngăduie Dumnezeu să sece părâul în viața noastră? Versetul 7 spune că Dumnezeu trimite pe Ilie la părâul cherit. Și cu toate acestea, la un moment dat, părâul a secat. Știți, punctul nevragic al discuției predicii mele din această zi constă în faptul că nu Ilie se duce la părâul cherit, ci Dumnezeu îl trimite la părâul cherit, iar cu toate acestea, la un moment dat, părâul cherit seacă. Deci, speța din textul nostru biblic nu se potrivește cu speța acelei stimate doamne care îmi spune, frate Timotei, de ce Dumnezeu a îngăduit drama divorțului în viața mea și să rămân cu un copil pe drumuri? Mi-am tăiat venele de la mână și am vrut să mă sinucit, zicea ea. Dumnezeu este nedrept cu viața mea că a îngăduit un asemenea dezastru în familia mea. Sigur că m-a iritat afirmația ei, dar am încercat cu multă atenție să forez mai adânc în subiect, printre care să aflu faptul că înainte să se căsătorească, ea nu s-a păstrat curată, a trăit într-un mod reprobabil, când a ajuns la altar, a mințit conducerea bisericii că este curată și ea era însărcinată și atunci am spus, spunem, nu e Dumnezeu drept sau tu n-ai fost dreaptă pentru că ai zidit pe o temelie de nisip. Și oricine zidește în compromis cu păcatul, indiferent cât de înălțător e castelul numit viața pe care și l-a înălțat, mai devreme sau mai târziu se va prăbuși. Dumnezeu nu va legitima și nu va onora niciodată păcatul și compromisul. Podoaba casei lui Dumnezeu va rămâne întotdeauna sfințenia. Doamne ajută! Așa se face că i-am spus femeie în familia dumneata, Dumnezeu a îngăduit să se ce părâul iubirii, să ajungeți la divorț, pentru că voi ați zidit pe compromis. Și l-am mai întrebat-o printre altele și altceva. Înainte să te căsătorești, ai întrebat-o pe, ai întrebat pe Dumnezeu. Nu știu cum adică să întrebă Dumnezeu. Cum adică să nu-L întrebe Dumnezeu. Pentru că părinții mei când s-au căsătorit, l-au întrebat pe Dumnezeu. Și știu astăzi că din cinci proroci, patru sunt falși. Dar ascultați-mă, mai sunt și astăzi proroci lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate vorbi și astăzi, poate vorbi ție personal, prin circumstanțele vieți, prin vise, prin diferite revelații, prin prorocii. Și are Dumnezeu o grămadă de metode prin care îți poate vorbi. Nu face subiectul predicii mele din această zi tema asta. Dar ascultați-mă, Dumnezeu vorbește și te căluzește într-un mod special. Faptul că nu l-ai întrebat pe Dumnezeu cu cine să te căsătorești, așa se face că ai ajuns dumneata aici. Părinții mei au 40 5-6 ani de căsătorie, au 10 copii și au rămas împreună după atâția ani. Și vestea bună este că toți copiii astăzi sunt pe calea lui Dumnezeu. E și vreau să vă spun, dragii mei, că ei mi-au mărturisit. Că înainte să căsătorească, măcar că n-au vorbit decât două luni, l-au întrebat pe Dumnezeu și Dumnezeu le-a vorbit în mod categoric prin cinci vase ale Domnului. Și când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu se ține de cuvânt și căsătoria rămâne până la capăt. Slavă Domnului pentru asta! Dar speța pe care eu am amintit-o cu femeia care invoca faptul că Dumnezeu a secat părul iubirii în familia lor, nu se potrivește cu speța din textul biblic. Că pe Ilie Dumnezeu îl trimite la părâul cherit, de deci era în voia lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu, dar cu toate acestea, într-o zi când se trezește, se uită spre părâul cherit și spune, oh, ce s-a întâmplat? Părul ch cherit a secat. De ce, Doamne, îngăduit să sece părâul? Acum am să mor, uite că-i secetă. Deci nu numai pe mine, Doamne, o să mă lovești cu seceta. Nu numai pe popor, ci, ci și pe mine, care am zis că sunt omul tău. De ce se întâmplă treaba asta? Și iată trei răspunsuri la această întrebare. De ce îngăduie Dumnezeu să sece părâul în viața noastră? Când seacă părâul în viața noastră, înseamnă că lucrurile normale de care te puteai bucura până mai ieri, dispar se întoarce viața cu susul în jos și zice șeful, auzi, facem restructurare la, la, locul de muncă, tu ești concediat. Când seacă părul în viața ta, înseamnă că mergi la niște analize medicale și spune, bă, tu ai o problemă gravă de sănătate. Când seacă părul în viața ta, înseamnă lucrurile care pentru tine până mai ei reprezentau o sursă de binecuvântare, de bucurie, dintr-o dată dispar și te întreb, Doamne, ce se întâmplă acum? Imaginați-vă că în fiecare zi când era secet în Israel, Ilie bea din părul cherit. Dar într-o zi, părul cherit a secat. De ce a îngăduit Dumnezeu aceasta? Iată primul răspuns. În primul rând, Dumnezeu îngăduie seceta și vremurile de criză în viața noastră ca să învățăm lecția diferenței. Adică, să facă Dumnezeu delimitarea între cei care sunt cu adevărat neprihăniți și cei doar care imită o neprihănire mult departe de sufletul lor. Amintiți-vă că într-un context de criză, de maniera aceasta, când este o vreme de foame, o femeie își omoară propriul copil. Vă aduceți aminte? Își omoară propriul copil, spune femeie, dăm copilul tău astăzi să-l omorâm și să facem supă din el. Și așa se face că l-au omorât și au mâncat din el. își gesturi care realmente frizează nebunia. Nu putem înțelege cu mintea noastră așa ceva. Dar uitați-vă, dragii mei, în ce hal s-a putut ajunge în vremea de atunci. Și în același context de criză, când cineva face un gest necugetat și își omoară propriul prunc, altcineva are încredere în Dumnezeu și spune Dumnezeu este tăria mea. Într-un context de secetă, când cei mai mulți nu au o sursă din care să poată trăi, Dumnezeu văduvei din Sarepta îi mulțește făina și un de lemnul, iar lui Ilie îi poartă de grijă. Pentru că de fiecare dată Dumnezeu îngăduie vremuri de criză ca să facă diferența între cei buni și cei care n-au treabă cu Dumnezeu. Ascultați-mă bine! În ultimii ani tot am fost loviți de diferite crize. A venit criza sanitară, pandemia. Din momentul acela, lucrurile n-au mai fost niciodată ca înainte. Această criză sanitară ne-a pus pe gânduri, ne-au pierdut ființe dragi, ne-a dat peste cap teologia noastră, nu triumfătoare, ci triumfalistă, că, Domne, dacă ești copil al Lui Dumnezeu, nu se atinge de tine COVID-ul, și iată că unii au murit de COVID, erau pastori. Și iată că Dumnezeu a destabilizat felul nostru lacunar de a gândi lumea lui Dumnezeu. Sigur că au venit așa foarte multe uh, gripe, a fost gripa aviară, nu? Gripa porcină câte gripe vor mai vrea ăștia să aducă, de ce toate acestea, că ușor, ușor să descurajeze cultura agrară, să nu mai poți crește, dumneata, animale în ograda ta și ușor, ușor, prin digitalizare monetară, prin dispariția banilor cash, să poată să controleze populația lumii. Astea sunt toate presiunile care converg exact către uh, ideea no instituirii noi ordini mondiale și către puterea de a te controla pe tine și finanțele tale. Și uitați-vă, dragii mei, că după aceea vine o perioadă de criză militară, război deja de 2 ani în Ucraina, de ieri a început războiul în Israel și ați văzut ce a făcut gruparea teroristă Hamas, nu știu exact cum a pătruns, cel mai probabil au creat sub zidurile acelea din Israel, care înconjurau și protejau Israelul, niște tuneluri la care au săpat probabil de multă vreme, au pătruns, au murit oameni nevinovați, izraeliți și nu știm exact care este numărul victimelor, dar iată că suntem în plin război, pare să că și Libanul se asociază cu ei acum și nu știm exact ce se va întâmpla. Dar uitați-vă că e o vreme de război, e o vreme de conflict militar care oricând poate să-i într-un al treilea război mondial. Dumnezeu să ne ferească. Și Dumnezeu să aducă vremuri de pace. Dar uitați-vă că trăim în vremuri din ce în ce mai instabile din punct de vedere al securității. Sigur că deja sociologi, economiști, anticipează o mare recesiune economică care urmează să vină și oamenii vorbesc, vorbesc acum eu cu oameni de afaceri care au business-uri mari în București, în Trugoviște, în alte zone și spun, bă, nu mai cumpără oamenii dacă au un proiect financiar, dacă au diferite resurse, omul preferă să-i păstreze acolo fiindcă vremurile astea de instabilitate economică uh, îi împiedică pe oameni să mai facă investiții și-s de mare instabilitate. E, dar ascultați-mă bine, Dumnezeu îngăduie astfel de crize ca să se facă diferența între cei care sunt cu Dumnezeu și cei care doar pretind că sunt cu Dumnezeu, dar n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Eu am un, un, unul din frații mei, e profesor de engleză și spaniolă în Austria și el mi-a povestit că în perioada de pandemie pe scară lui de bloc exista un mare director om de afaceri, milionar în euro, care în fiecare zi uitându-se la știri și la morți și la saj negri și la toate știrile care voiau, creând în el o adevărată psihoză, într-o zi a fost surprins de către organele statului, dându-și drumul la gaze și murind prin asfixiere pur și simplu s-a sinucis și a putut scapă zilelor. Nu s-a aștepta mare director cu milioane de euro să apeleze la acest gest necugetat. Și m-am gândit că pe aceea scară de bloc, unul pocăit, fratele meu, are încredere în Dumnezeu într-un timp de criză numită pandemia iar alt milionar în euro, director la o mare companie, își pune capăt zilelor. Pentru că întotdeauna criza face diferența. Dacă vreți, criza și seceta este termometrul care identifică cel mai bine cei strâns cu Dumnezeu în tot timpul cât ți-a fost bine. Și vedeți că după vreo 30 de ani încoace nu ne-a tot fost bine, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Vremuri de prosperitate materială, bun cântăreț, bun predicator, resurse de toate soiurile, la un click distanță pot sta de tine cel mai uh, bun bune predici, cele mai bune uh, discursuri, cele mai bune uh, dezbateri teologice, și cu toate acestea, acum de trei ani încoace, când criză după criză, val după val, vine peste națiunea poporului român și peste lumea întreagă, Dumnezeu, de fapt, vrea să ne pună o întrebare. Ce-ați voi cu mine? Câtă vreme v-a fost bine? Pentru că întotdeauna, după fiecare moment de predare, care profesorul tot îți explică, vine și examenul. Și la examen profesorul taci. Că ți-a vorbit când a fost perioada de curs. Iar la examen, tace el ca să vorbești dumneata. O, oh, cât ar vrea atunci în ziua examenului? Domnul profesor, ajutați-mă. A fost un timp când ți-am vorbit, zice Dumnezeu. Acum, în marele crize, va trebui să vorbești tu, să scrii pe pagina vieții tale ce e strâns cu Dumnezeu, câtă vreme ți-a fost bine. Așa se face că cine a fost credincios lui Dumnezeu până în momentul de criză, când apare criza, va fi și mai credincios. Iar cel care n-a avut așa treabă cu Dumnezeu până în momentul de criză. După ce vine criza și ce face, îl blastă mă pe Dumnezeu. Cum se face, dragii mei, că pe, în, pe, în aceeași cameră de spital? Aceeași boală, cu perfuzii și unul și altul. Unul binecuvintează pe Dumnezeu și spune Domnul este tăria mea, iar altul îl înjură și îl trăgue pe Dumnezeu. Unii pentru o durere de măsea nu mai vor să audă de Dumnezeu și îl blastă pe Dumnezeu, iar alții cu cancer în ultima fază vin la biserică cu citostatice și cântă și îl glorifică pe Dumnezeu. Asta face diferența. Că cine este cu adevărat nepricănit, necazul pe el, nu îl va stinge și nu i va opri puterea de a lauda pe Dumnezeu, ci din potrivă, va rămâne o torță vie și o lumină. O flacăre aprinsă pentru Domnul Dumnezeu Indiferent de vremuri, slăvit să fie Domnul Cum se face că aceeași, același foc Absorbe apa, topește ceara Dar întărește lutul Același foc absorbe apa, topește ceara, dar întărește lutul. Totul depinde de calitatea materialului. Totul depinde de ce ai fost și ce ai strâns în dumneata până în momentul în care a venit criza. Și când a venit criza, tu nu te vei stinge și vei rămâne mai aprins pentru Domnul Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul în veci. Și da, cred din toată inima că preiubiților lui Dumnezeu le va purta de grijă. Slăvi să fie Domnul în veci. Spunea unul din mari jucători de tenis ai secolului trecut, Arthur, faptul că noi în general avem tendința să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, de ce ai îngăduit necazul în viața mea, doar atunci când ne ajunge cuțitul la os. Dar zicea, bă, niciodată n-am văzut vreun om să-L întrebe pe Dumnezeu, Doamne, de ce mi-ai dat atât de bine? De ce eu sunt în dimineața aceasta la adunare? De ce am venit pe picioarele mele? Când alții sunt internați la ATI? Când alții au probleme de sănătate? De ce mie merge bine? De ce eu pot respira? De ce inima în pieptul meu bate? De ce eu pot fi mântuit? De ce eu sunt la biserică? De ce ai avut atâta bunăvoință și dragoste pentru ființa mea? Vedeți? Noi ne întrebăm de ce, Doamne, numai atunci când e greu în viață. Și ascultați ce spunea Artur, legendarul jucător de tenis american, când se afla pe moarte din cauza unei boli cumplite numită SIDA, pe care a căpătat-o de la sângele infectat, administrat uh, greșit în timpul unei operații pe cord în anul 1983. A primit scrisori de la mulți dintre fanii săi, dintre care unul dintre ei îl întreba pe Artur: De ce a trebuit Dumnezeu să te aleagă pe tine pentru o boală atât de oribilă? La care Artur a răspuns: Cu mulți ani în urmă, aproximativ 50 de milioane de copii au început să joace tenis, unul dintre ei fiind eu. 5 milioane au învățat să joace tenis, 500 de mii au învățat tenisul profesionist. 50.000 au ajuns în circuitul profesionist, 5.000 au ajuns la Grand Slam, 50 au ajuns la Wimbledon, 4 au ajuns în semifinală, 2 au ajuns în finală. Și în ziua în care sărbătoream victoria cu trofeul în mână, pe marele podium, în mijlocul zecilor de mii de oameni care mi-aplaudau succesul, nu mi-a trecut prin minte să-L întreb pe Dumnezeu de ce, Doamne, din 50 de milioane de copii care în urmă cu mulți ani de zile au început să joace tenis, eu am ajuns să câștig prima poziție. Și pentru că atunci nu l-am întrebat pe Dumnezeu de ce am câștigat trofeul mondial, nici acum, când sunt pe un pad de spital și mă uit că niște aparate cu lumini verzi mă mai țin în viață, n-am voie să-l întreb pe Dumnezeu de ce a trebuit să trec pe aici. Vreau să vă spun în această zi, stimați creștini, că momentele de criză sunt termometru prin care Dumnezeu ne arată cine suntem noi cu adevărat. Câți dintre dumneavoastră, măcar odată, ați aprins un grătar? Un foc să faceți un grătar? Cam toți. Se vede după noi. Și în momentul în care, de exemplu, a spus trei surcele. Adică trei lemnișoare și ați aprins un foc și a venit vântul, așa e că l a stins imediat. Dar dacă ați pus un braț mare de lemne și ați aprins un foc mai mare, când a venit vântul, uimitor, în loc să oprească focul, l-a antețit și mai tare și focul s-a aprins, măcar că vătea același vânt. Care este explicația? Era focul destul de mare. Așa se face că cine a avut foc și pasiune pentru Dumnezeu, slujindul pe Dumnezeu, până în momentul în care vine vântul și necazul în viața lor, când vine vântul și necazul, ei se vor aprinde și mai tare pentru Domnul. Și vor zice, nu te bucura de mine, vrășmașo, căci chiar dacă am căzut, mă voi ridica iarăși și Dumnezeu este mântuirea mea. Și vorba profetului Habacuc, chiar dacă măslinul nu va, nu va înfrunzi, chiar dacă viile nu-și vor da rodul, chiar dacă nu vor mai fi roade în ograda mea, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul meu” mele, El va fi pur în nădejdea mea, slăvit să fie Domnul în veci. Așa că Dumnezeu îngăduie vremuri de criză să facă diferența între cei buni și cei răi. Vreau să vă mai dau un exemplu și merg mai departe. Mie nu mi-e rușine să recunosc văile economice prin care am trăit în copilăria mea. Acum, slavă lui Dumnezeu că sunt un om binecuvântat, atât de binecuvântat încât pot ajuta eu pe alții. Și slavă Domnului pentru asta. Dar mi-aduc aminte că crescând într-o familie cu 10 copii, măcar că și tata lucra și mama lucrau la trei schimburi, a fost un moment în copilăria noastră că nu ne am fost deloc ușor din punct de vedere financiar. Mi-aduc aminte, aveam vreo 5 ani de zile și mama venea, vine de la serviciu într-o seară pe la 4-5 și pe vremea aceea părinții locuiau la apartament mai târziu și a făcut casă în oraș și am ieșit pe colidorul ăla și am zis, mami, mi-e foame. Și mi-aduc aminte că mama s-a dus la frigider, a deschis frigiderul și nu era absolut nici o mâncare în frigider, pur și simplu și era vântul prin frigider. O lacrimă mi-a dat într-un colț de ochi mamei mele și aștept repede lacrima din ochi ca noi copiii să nu vedem. Mă ia de mână și zice puiul lui mama, mi-a fost frică de Dumnezeu să vă avortez. că știu că Dumnezeul care poate să-mi dea puterea să cresc un copil, îmi dă puterea să cresc și zeci. Dar zicea Dumnezeul care m-a vindecat de inimă la vârsta de 18 ani și mi-a dat viață și putere să vă nasc, e Dumnezeul care ne poate pâine pâinea pe masă. Măcar că și eu și tata lucrăm la trei schimburi, iată că a sosit un moment greu când nu putem să avem niciun fel de resursă să vă dăm mâncare. M-a luat de mână și uh, m-a dus în camera fetelor, așa o numeam noi. Și zice, roagă tu lui Dumnezeu, cu mintea ta de copil, ce ți poftă ți-e poftăție înaintea lui Dumnezeu? Și am început să mă rog lui Dumnezeu cu mintea mea de copil. Doamne, la 5 ani, că la cinci ani nu ești prea mică, Dumnezeu să nu-ți răspundă la rugăciunea ta. Doamne, vreau cârnăciori, fără să știu că de acolo o să-mi se tragă mie să încep să mă îngraș. Doamne, vreau roși, doamne, vreau castraveți. Și m-am rugat cu mintea mea de copil, ce puteam să mă rog la cinci ani. Și vreau să vă spun că după ce s-a sfârșit rugăciunea, care n-a durat decât vreo 5 minute, la ușa apartamentului în care părinții locuiau împreună cu noi, a venit o femeie, mă feresc să spune credincioasă, creștin ortodoxă, cu unii ori ei pot da lecții de morală și de dragoste mai multă decât noi care avem pretenția că știm multe despre Dumnezeu, la vreo 40 de ani cât puteam estima eu, cu o geantă mare și neagră și a spus, Doamnă, am întrebat printre vecini de o familie numeroasă și toți m-au direcționat către dumneavoastră. Primiți geanta asta în numele lui Dumnezeu femeia a lăsat-o și a plecat -o. Mama i-a mulțumit. Eu cu multă curiozitate m-am dus și am deschis geanta. Știți ce era în geantă? Exact tot ce mă rugasem eu. Nu pot uita nici asta și am spus mamei mele la vremea aceea, mami, dar Dumnezeu are telefon de neauzit atât de repede. Și mama mea, din cau datorită emoțiilor pe care le avea, n știu ce răspuns să mai îmi dea, dar am venit eu astăzi de la 500 de kilometri să vă spun, Dumnezeu are ceva mai bun decât telefonul. Că atunci când sun la telefon pe prietenul tău, s-ar putea să spună, nu e atât de important, nu-i răspund. S-ar putea să zică, lasă că îi răspundă altă dată și să spună că e ocupat. S-ar putea să vrea să se spună și bateria se oprește. Dar la patru dimineața, dacă strici către Dumnezeu, Dumnezeu este acolo să te asculte. Glorificat să fie Domnul Dumnezeu. Și o grămadă de experiențe ca și acestea le-am adunat în sufletul meu și am știut că indiferent de vremurile de criză, Dumnezeu prea lui le va purta de grijă și Dumnezeu la vremea potrivită, când noi nu mai găseam soluție, a venit și a adus resurse de binecuvântare. O glorificat să fie Domnul în veci. Unul din Uh, unul din cumnații mei, mai târziu mi-a devenit cumnat, care astăzi este și el pastor și o slujitor al lui Dumnezeu, foarte bun predicator. Vreau să vă spun, dragii mei, că pe vremea când era student la, la Politehnică în București și când zici student, spui aproape și nim sărac. El mi-a povestit că a fost o zi în care efectiv n-a avut nimic ce să mănânce fiind student la București. După 7-8 ore de cursuri la București, mergea cu metrou și în ziua aceea ne mâncat nimic și a ridicat privirea spre cer. Și mi-a spus așa, Doamne, ți-e spasă -ți că robul tău astăzi n-a mâncat nimic? E, vreau să vă spun că într-o noapte ca aceea, o femeie de la biserică, sora Mariana, trăiește și astăzi, o femeie mai în vârstă, are un vis prin care îl vede pe uh, fratele acesta, cum meu, meu, că merge în, uh, în metro și ridică privirea spre cer și spune: Doamne, ți e spasă că robul tău astăzi n-a mâncat nimic. Și în momentul acela vreau să vă spun că ea s-a trezit din zorii dimineții. A pregătit două feluri de mâncare. Asta era obiceiul ei. Venea la biserica Betel din București, pregătea mâncare pentru studenți și întreba: Doamne, cui se fac și eu bine astăzi? Și a venit cu două plase de mâncare și seara la biserică se întâlnește cu fratele Alexandru. Frate Alex, zice, uite uite, nu știu ce s-a întâmplat, dar azi noapte te-am visat că erai în metrou. Și se ridicat privirea spre cer și ai spus, Doamne, ți-e spasă că robul tău astăzi n-a mâncat nimic? Uite, aceste două plase de mâncare, ți le dau în numele Domnului ție. În povestea uh, Alex faptul că atât de mult a fost mișcat de Dumnezeu, nu pentru o amărâtă de ciorbă, ci pentru faptul că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea lui. Pentru că ascultați-mă bine, noi nu suntem la întâmplare în lumea asta. Noi nu suntem victima unui azar nefericit. Dumnezeu ne-a creat și ne-a plămădit din țărână. Dumnezeu m-a creat pe mine și pe Dumnezeu el este olarul, noi suntem lutul și el cunoaște toate problemele și cele mai mici detalii din viața noastră și el se implică în fiecare detaliu al vieții noastre, glorificat să fie numele lui în veci. Așa că Dumnezeul, este, Dumnezeul nostru este Dumnezeu care ne poate pâine, pune pâinea pe masă. Îi spune Domnul prin ilie femeii, femeie, nu te teme, că Domnul îți va purta de grijă, că Dumnezeu are o soluție pentru viața ta. Scenarul ei de viață era unul funebru, dramatic. Vom mânca eu și pruncul meu astăzi. Iar mâine vom muri. Și avea să spună: Domnul, nu vei muri și vei trăi și vei povesti lucrările lui Dumnezeu. Am venit în această zi la dumneavoastră să vă spun că da, trăim vremuri grele și de mare instabilitate, când peste tot, oriunde mă duc, merg și eu mult în România, în Europa și observ vremuri de instabilitate. Dar cu toate acestea, am venit în această zi să proclam faptul că Dumnezeu este pe tronul de comandă al Universului. El conduce lumea aceasta și El ne va purta de grijă fiecare dintre noi. Și da, un milion să se facă pâine în România, o sută de oră să se facă pâine în România. Știu un singur lucru. Preiubiților lui Dumnezeu le va da pâinea ca prin somn. Și că nu se va mai găsi un om să spună pâine pâinea pe masă, Dumnezeu va trimite corp ca la Ilie, o glorifica să fie Domnul în veci. O glorifica să fie Domnul în veci. Mai zic încă o dată, o glorifica să fie Domnul în veci. Dar Dumnezeu încă de aceste vremuri de criză ca să facă diferența între cei buni și cei care n-au treabă cu Dumnezeu. Pentru că și credinciosul și necredinciosul trec prin cazuri. Dar diferența e că, da, credinciosul e de mână cu Dumnezeu și Dumnezeu îi va purta de grijă. Am fost tânăr, zice salmistul în salmul 37 și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașul lui cercindu-și pâinea. Și asta este garanția cu care te-ai născut în buzunar. Atunci când ai apărut în existența aceasta biologică, garanția unui Dumnezeu care spune, îți voi purta de grijă până la capăt. Și cel ce a început această frumoasă lucrare în noi O va duce la bun sfârșit Te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port Slăvi să fie Domnul în veci Spun două vorbe și apoi voi încheia De ce îngăduie Dumnezeu seceta și criza? În al doilea rând, nu doar să învățăm lecția de, uh, diferenței A doua lecție pe care trebuie să învățăm Astea vor fi foarte scurte Lecția dependenței de Dumnezeu Imaginați-vă că în fiecare zi Imaginați-vă că aici era râul cherit și în fiecare zi se trezea Elie la părul cherit, nu zicea, părul că al meu are nimeni. Bea apă din părâu, liniștit, bă, ăștia sunt în secetă, ce mare, am, ce mare har am eu, că am părâu lângă mine. Și ușor, ușor a început să-i se lipească inima de părâu. Părul ca al meu, că și dumneata te lipi de părul tău, de salariul tău, de diplomele tale. Cum i-a zis mie dată o tânăr, frate, și de ce am ajuns să-ți am atâția bani și, și, sute de mii de euro în cont? Și zic, de ce? Tu nu vezi la mine ceva? Și zic, ce să văd? Nu zice, tu vezi că am un șarm al meu, zice. Păi eu când deschid cura, când intru într-o instituție, zâmbetul meu, șarmul meu, deschide toate ușile. Și uite așa, eu am avut un succes, că am știut cum să deschid ușile și am zis, biet om, naif, ce ești. Tu nu știai că în spatele cortinei era un Dumnezeu care îți netezea drumul și deschidea drumul. Dar tu nu-l vedeai că erai prea orb, orbit de narcisism și de imaginea ta prea măreață. Uitați-vă că există riscul atunci când ne merge bine când salariul e salariu, când sănătate e sănătate, când tinereți e tinereți. Când lucrurile ne merg bine în viață, să ne lipim de sănătate, de salariu, de diplomele, de ceea ce credem noi că ne descurcăm și realizăm. Unii se lipesc de popularitatea lor. De ce tu nu vezi că oamenii vin pentru mine și pentru numele meu să nor și pentru că am eu mare rating și se lipesc de, de ăsta și într-o zi Dumnezeu îngăduie să se ce părâul ăsta în viața lui Ilie. Și eu cu Doamne, ce voi face? Voi muri? Nu vei muri, Ilie. Dar de ce, Doamne, tu care m-ai trimis la cherit, îngădui să se ce părul cherit? Ca să înveți lecția dependenței de, de Dumnezeu, nu de părul ca să vezi că părul va seca și cu toate astea tu vei trăi. Pentru că nu părâul te-a ținut pe tine în viață până astăzi, Ilie, ci Dumnezeul din spatele părului. Pentru că de o grămadă de ori ne avem impresia că, că șeful ne dă nouă de mâncare și salariu. Ne avem impresia că Italia ne-a binecuvântat, că Germania, că Anglia, că Norvegia, că nu știu ce mai țară din lumea asta și, domnule, ce au plecat românii noștri și ce binecuvântați sunt și le merge bine, ascultați-mă bine. Nu bagatelizez nimic în dimineața asta, dar în spatele tuturor acestor părâuri era Dumnezeul care din spatele cortinei zâmbea și spunea: Eu sunt Domnul care v-am pus pâinea pe mas eu sunt Dumnezeul care v-am dat sănătate, eu sunt. Dumnezeul care va purta de grijă. Și asta înseamnă că Dumnezeu uneori îngăduie să sece părâul, ca să înțelegi că nu părâul te ține pe tine în viață, Ilie, oricare e fi în dimineața aceasta aici. Și Dumnezeu care era în spatele părâului, că va seca părâul și nu vei muri, și vei trăi și vei avea soluții de binecuvântare pentru viața ta. Slăvi să fie Domnul. Așa că uneori Dumnezeu îngăduie să sece ne necazuri și crize în viața noastră, ca să nu depindem de prea mult binele vieții noastre de care ne-am lipit atât de mult. Și cu lipsa binelui, noi vom putea merge înainte până la capăt, pentru că cel ce ne ține în picioare este Domnul, slăvit să fie El în veci. Dacă m-ați întrebat în ziua asta ce am pierdut noi ca popor român și în calitate de credincioși, știți ce am pierdut și îmi pare rău să vă spun, am pierdut această dependență de Dumnezeu. Atunci când noi amândoi eram săraci, venea marțea la rugăciune și invadam altarul lui Dumnezeu cu lacrimi, Doamne vindecă-mă că oricum n-am bani să mă duc la medic. Doamne, dă sănătate, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne, fă asta cealaltă. Și veneam la Dumnezeu. Dar acum când avem bani și avem de toate, cine mai vine marțea la rugăciune? Ce să te mai motiveze să vii marțea la rugăciune când toate îți merg bine și ai putea să stai la televizor, la ecran sau în oricare alt loc? Îți spune un singur lucru, dragostea de Dumnezeu. Dacă mai e. Dacă nu poate zbiera Toma la voi, veniți la biserică marțea, Că tot o să șuie, o să fie răvântul prin adunări. Am aproape 19 ani, 20 de ani, de când nu lipsesc niciodată marță de la rugăciune. Știți de ce? Și am dreptul mai mult ca tot să lipsesc, pentru că aproape în fiecare zi am Evanghelizări. Pentru mine marțea este locul în care mă întâlnesc cu Dumnezeu, care stăm o oră, două și plângem și ne rugăm, nu se face transmisie live, nu primești like-uri și aprecieri dar stai de vorbă cu Dumnezeu și spui în intimitatea ta ce te doare, ce te apas. Și de acolo am primit cele mai mari binecuvântări de la Domnul. Slavă Lui pentru asta. Dar ușor, ușor, noi am început să pierdem dependența de Dumnezeu. Când pruncul meu avea un an și jumătate, când plecam în evangelizări, plângea în vreo oră de nu mai putea liniști nevastă mea în niciun fel. Și într-o zi, coborând pe scări și îndreptându-mă către aeroportul Otopeni din București, Duhul Sfânt mi-a vorbit mie și mi-a spus, așa ai o odată în raport de mine. Nu rezistai o oră să stai fără mine. Cum se face că este o grămadă de creștini care rezistă zile între să nu se roage. Nu țipă sufletul în ei după tata. Și mi zice Duhul Sfânt, așa te vreau să te întorci înapoi la dragostea din tâi. Cum pruncul tău nu poate rezista o oră, două, trei fără tine și zbiară după tine și după prezența ta, așa trebuie să fii tu în fiecare zi după mine. Și atunci am spus, Doamne, iartă-mă. Și m-am dus aminte de momentele în care am început să predic câte emoții aveam și mă rugam și spuneam, Doamne, dacă nu vii cu mine, dacă nu-mi dai tu har, eu nu mă pot descurca. Și acum îmi spunea Duhul Sfânt, ai început să predici la zeci, la sute, la mii de oameni, peste tot în țară, în Europa. Crezi că studiile tale, că treci de ani școală, că asta te ajută, când de fapt eu sunt Dumnezeul care te țin în picioare. Și atunci am spus, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă că am început să mă încred în părâul meu cherit. Iartă-mă că am început să cred că resursele mele. Iartă-mă că am început să cred că rezultatele mele. Iartă-mă că am început să cred că asta, că cealaltă, când de fapt erai tu. Și din momentul acela am învățat din nou să depind de Dumnezeu. Așa se face că dacă în dimineața asta cineva m-a întrebat ce vei predica la ștei, nu știam. Nu mai vin de mult cu predici învățate. Viața mea este un mod de studiu al Bibliei. În fiecare săptămână studiez Biblia. Dar mă duc în biserică și stau în închinare și mă rog și spun, Doamne, din sutele de predici pe care le fac și le studiez săptămânal, spunem care este cea mai bună predică pentru nevoia acestor oameni. Și aștept un cuvânt de la Dumnezeu inspirat, fiindcă pot să spun ce e în lună și în stele, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu coboară în adunare, îi degeaba, prieteni. Deci acel ce face diferența este Duhul lui Dumnezeu. Și va trebui în acest apus de istorie să învățăm să depindem din nou de Dumnezeu. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru în seara, în ziua asta, extrem de important. Dumnezeu uneori îngăduie să sece părul în viața noastră ca să învățăm a treia lecție. Lecția detașării. Dacă nu se capă râul cherit, n-ar fi plecat Ilie niciodată de acolo. Și Domnul Iisus a secat părâul, du-te la Sarepta și pleacă de acolo. Că uneori Dumnezeu îngăduie să sece părâul ca să ne mute dintr-un loc într-altul, mai bine binecuvântat. Și noi spunem, Doamne, de ce? se închide o ușă fiindcă o alta se deschidă și va fi pentru binele tău. Și în momentul acela, știi ce înseamnă de fapt tradus cherit din limba ebraică? Și este cea mai importantă parte a predicii mele. Și mă uitam după un șervețel, dacă aveți dumneavoastră amabilitate la Bihor aici, să faceți un bine pentru mine. Mulțumesc frumos! Cherit tradus din limba ebraică înseamnă locul tăierii și nu întâmplător. Că, înainte, că, întotdeauna înainte de sareta e un cherit. Și Domnul îi zice, Ilie, te-am trimis la părul cherit pentru că mai am de tăiat în tine un pic de aroganță, un pic de mândrie, un pic de orgoliu. Pentru că la cherit, numit locul tăierii, Dumnezeu avea de ajustat și de modelat ceva în Ilie. Doamne, de ce trimiți un corp să-mi aducă mâncare? Trimite, Doamne, un porumbel! Corbul e animal necurat și mănâncă din hoituri și din cadavre. Îmi spune în legea mea veche că da, corbul e animal necurat. O, oh, te trimi la cheri și trimit un corp special pentru tine, Ilie, ca să tai prejudecata, mândria, aroganța. Și la cheri Dumnezeu lucrează în tine. Și vă rog să ne marcați prepoziția care va modifica Toată propoziția vieții. La cherit, Dumnezeu lucrează în tine, tăind ambiții, orgoliu, mândrie, ranchiună, spirit vindicativ de răzbunare. Și se acapără râul la cherit și Dumnezeu îi spune, Acu, trecându-te prin cherit și lucrând în ființa ta, trebuie voi trimite la sarepta. Că dacă la cherit am lucrat în tine, la sarepta voi lucra. Prin tine, remarcați prepoziția. Mulți ar vrea ca Dumnezeu să lucreze prin ei. Și toți ar vrea ca toată viața lor să fie o sarepta, în care Dumnezeu să lucreze prin ei. Moare fiul unei văduve, mă rog, și în E criză economică acolo, numai un delem și făină, mă rog, și se întâmplă miracolul. Niciodată nu va scădea nici făina, nici un nu, până când dispare seceta și criza. Și Dumnezeu lucrează prin ilie. Dar întotdeauna, înainte de sarepta, este un cherit prin care Dumnezeu ne treci. Și când vezi de oameni cu pretenții, cu areganță, cu mândrie, înseamnă că n-au trecut mai întâi pe la cherit. Că la Cherit este locul în care Dumnezeu mai întâi lucrează în tine, iar la Sarepta Dumnezeu va lucra prin tine. Mulți ar vrea ca Dumnezeu să lucrează prin ei, dar puțin ar vrea ca Dumnezeu să lucreze în ei. Dar mai înainte ca Dumnezeu să lucreze prin tine, întotdeauna va lucra mai întâi în tine. Și Dumnezeu îl trimite la Sarepta. Și nu întâmplător Sarepta înseamnă locul cuptorului, locul topirii că după ce a teat, te topește și când te topești și se întâmplă, începe să curgă un de lemn, nu? Să ajungă și la alții. Și prin tine slava lui Dumnezeu se va vedea. Și fi o binecuvântare pentru alții. Te vei ruga și bonlavul se va vindeca. Vei predica și oamenii se vor mântui. Vei spune un cuvânt de încurajare și cel apăsat de diavol va fi eliberat. Și Dumnezeu va începe să lucreze prin tine și te vei întreba, Doamne, de ce? O, eu, Domnul, te-am trecut prin cherit ca să poți vedea slava mea, să te pot muta din cherit în sarepta pentru că am un loc mai mare, mai măresc pentru tine în care să vezi slava mea și prezența mea lucrând în dreptul tău. Să lăvi să fie Domnul Dumnezeu în veci. Și uitați-vă că la Sarepta Dumnezeu face mari isprăvi. Dar, Doamne, tu mă trimiți la Sarepta, mă trimiți în casa unei femei, și nu doar femei, văduvă. -vă. Nu sună asta deloc bine. Și plus, de asta e din Sarepta, nu-i din poporul evreu. De aceea spune femeia aceasta, viu este Domnul Dumnezeul tău, că ea nu era Dumnezeu ei. Că ea, Dumnezeul ei era idolii. Pentru că ea nu era din poporul Israel. Și avea să spună Dumnezeu, dând o palmă peste nas întregului sistem religios evreiesc din vremea de atunci când în toată țara poporului evreu nu mai găsesc oameni care să le pese de lucrarea lui Dumnezeu și de Ilie eu voi găsi păgâni care să fie o sursă de binecuvântare pentru lucrarea lui Dumnezeu că niciodată Dumnezeu nu se va lăsa fără de mărturie Așa se face că am stat de vorbă cu o grămadă de oameni care mi-au spus așa, frate Timotei, când am început noi construcția la biserică, Știi că mulți pocăiți de-ai noștri nu ne-au ajutat? Dar veneau necredincioși. Zice, pastore, am auzit că vreți să faci o biserică, ia 200 de euro de la mine, ia 300 de euro de la mine. Și uite, frate Timotei, așa am reușit să terminăm noi biserica. Că atunci când lui Dumnezeu îi placă ele cuiva și pe dușmani face prieteni. Și uitați-vă că Dumnezeu folosește o păgână din Sarepta pentru a fi o binecuvântare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, biserica va merge înainte și fără zece la ta. Dar vai de tine pentru că nu te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu va merge înainte pentru că cel ce o ține este Domnul. Și Dumnezeu va ridica bărbați și femei oameni din lume care vor fi o sursă de binecuvântare. Cu asta chiar închid. Și apoi o să las microfonul fratele lui Thomas și cum va gândi el să finalizeze slujba în ziua asta. O femeie credincioasă stătea pe o scară de bloc cu un om care era ateu. Asta în fiecare zi vorbea despre Dumnezeu, îi cânta lui Dumnezeu și vina cu multă bucurie de la biserică spre casă. Ateu foarte cătrânit în suflet, într-o zi coboară pe scări, iese de pe scara blocului, femeia noastră credincioasă locuind la apartament, la parter, uitase în sufragerie geamurile deschise și se ruga lui Dumnezeu. Și spunea, Doamne, am nevoie de orez, am nevoie de făină, am nevoie de mălai. Și se ruga. Și ateu când auzi că se roagă la Dumnezeu, s-a apropiat repede cu urechea să vadă ce zice pocăit asta. Și repede când aude că se roagă, se duce repede la supermarket, cumpără mălai, o făină, orezul, umple două plase acolo și bate la ușa ei. Femeie, zice, da, bună ziua, bună ziua. Zice, uite, ți-am adus. Ce mi-ai adus? Făină. Ulei, mă lai, și strigă ea, slăvi să fie domnul că mi-a ascultat rugăciunea, că asta m-am rugat în dimineața asta. Nu la care zice ateu, nu slavi să fie Dumnezeu, slăvi să fiu eu, zice că eu sunt Dumnezeu. Eu te-am auzit când te-ai rugat, că aveai ușa, geamul deschis la uh, apartament și m-am apropiat cu urechea și eu ți-am ascultat rugăciunea și eu m-am dus să ți-am cumpărat, eu sunt Dumnezeu. O, oh, zice ea, slăvi să fie Dumnezeu că m-a binecuvântat, chiar dacă s-a folosit de satana. și să știți că așa este. Asta se numește providență. Dumnezeu când vrea să binecuvinteze viața unui om, Dumnezeu îi va purta de grijă și chiar uneori, ori, ca să-și arate numele de slavă, a folosit o vădvă din Sarepta, un păgân, un om care nu are nicio treabă cu Dumnezeu, un sutaj roman, merită să-i face acest bine că cine a zidit sinagoga, și Dumnezeu se va folosi de oameni la care nu te așteptai pentru binele dumneata. și că în această zi am învățat că Dumnezeu uneori chiar nouă credincioșilor care ne luptăm să trăim într-o neprihănire îngăduie să sece pârâul, Dar nu fără noimă și nu fără de rațiune ca să facă lecția, să se facă diferența între noi, ca să învățăm lecția de dependenței de Dumnezeu, nu de păru, și ca să ne mutem într-un loc mai bun în care să vedem slava Lui că dacă la cherita a lucrat în noi, la sarepta, lucrează prin noi.